Bună ziua, Nadina, bine te-am găsit, bine v-am găsit. În timp ce unii se luptă să conducă țara sau se luptă pe funcții, alții se luptă să-și unească forțele. Asta s-a întâmplat și astăzi între Partidul Social Democrat și Partidul Puterii Umaniste. Un acord din care am văzut că s-ar axa cam pe toate clasele sociale, dacă nu chiar pe toate, așa că le-am invitat alături de mine pe cele două doamne care au semnat astăzi acest acord. Doamna Gabriela Firea, senator în Parlamentul României, v-aș întreba în acest moment: cu ce vine acest acord în plus? Am văzut foarte multe proiecte de-a lungul timpului. Cu ce vine acest acord? Bună ziua! Mă bucur foarte mult că astăzi, împreună cu doamna deputat Grațiela Gavrilescu, am semnat un acord politic între Partidul Social Democrat, deci PSD și PPUSL, care vizează stoparea declinului demografic. Foarte mulți constată acest lucru, că suntem din ce în ce mai puțin, dar măsuri concrete nu se iau, eventual se fac strategii care nu se aplică. Pilonii noștri de bază sunt următorii. Ne referim la susținerea financiară și nu numai a familiilor care doresc să aibă copii, dar din motive medicale sau financiare nu reușesc acest lucru, și de asemenea susținerea persoanelor în vârstă pentru a avea o bătrânețe frumoasă, o bătrânețe activă de care să se bucure. În ceea ce privește susținerea natalității, avem deja un pachet de legi care a fost depus în Parlamentul României. El a fost votat de către parlamentarii PSD și PPUSL, din păcate a fost respins de către parlamentarii PNL, USR și UDMR, care prevede majorarea alocațiilor și anumite stimulente financiare pentru familiile cu mulți copii și de asemenea deduceri fiscale pentru familiile care nu găsesc loc la creșă sau grădiniță în sistemul de stat și vor să înscrie copiii în sistemul privat. Eu cred că sunt proiecte de bun simț care își pot găsi o finanțare. Am văzut că ne împrumutăm foarte mult. De multe ori există lipsă de transparență și nu știm unde merg aceste bugete, dar când este vorba despre copiii țării, ni se spune de fiecare dată că nu există resursă bugetară. În plus, un program care a funcționat bine, spun eu, în București, pentru că s-au născut peste 550 de copii, se referă la FIV 1 și 2, o șansă pentru cuplurile infertile, practic susținerea cu suma de 3.000 de euro în lei pentru cuplurile care nu reușesc să aibă copii pe cale naturală, iar acest program poate să fie extins la nivel național, deoarece, din păcate, infertilitatea este o problemă nu doar în București. Și ne-am dorit foarte mult ca proiectul care va fi depus în Parlament să se bucure de consens, de susținerea și celorlalți colegi din partidele care sunt încă acum la putere și, aș spune, și în degringoladă, pentru că sănătatea, educația, copiii, seniorii nu sunt de stânga sau de dreapta, sunt toți ai noștri și trebuie să ne implicăm. Dacă vorbim de natalitate, trebuie să ne uităm și în partea cealaltă a baricadei, dacă îi putem spune așa, și v-aș întreba, doamna Gavrilescu, cu ce vine acest proiect, cu ce vine acest acord pentru seniori, pentru cei care au muncit zeci de ani, pentru a fi liniștiți. Și iată, acest moment e cumva îngrijorător. În primul rând, trebuie să spunem că acest acord politic semnat astăzi între PSD și PPUSL reprezintă, de fapt, un pilon important pentru formarea unui pol de centru stânga în România. Este extrem de important lucrul acesta, trăim vremuri extrem de grele și nu numai noi românii, ci întreaga omenire, și uitați-vă că oameni care sunt responsabili, așa cum suntem noi, care atât cât putem, prin profesionalismul nostru, prin ce înseamnă empatia cu poporul din care facem parte, ne gândim cum să creăm un pachet de legi atât pentru susținerea natalității, pentru un trai mai bun pentru români, dar și pentru susținerea a bunicilor, a părinților noștri, pentru că nu înseamnă să le pui, poți să le dai la îndemână numai pensia care trebuie să le ducă pe spre un trai mai bun, dar trebuie să le creezi condiții pentru a trăi mai bine în România. Așa cum în alte state europene și, bineînțeles, nu numai, există centre de recuperare pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri, există legi pentru a susține tot ce înseamnă psihicul acestor oameni care au muncit foarte mult și ar trebui pensia la care trebuie la punctul final să ajungă, ea trebuie să fie, bineînțeles, în fiecare an ajustată cu un punct de pensie normal, astfel încât traiul lor să fie decent și să fie liniștitor, dar în același timp trebuie să mai facem ceva. Deja noi avem promovat un proiect de lege prin care cei care au ieșit la pensie mai devreme, dar sunt buni profesioniști, și toți sunt buni profesioniști,
profesioniști. Toți bunicii, toți cei care sunt în pensie au experiență profesională mare, trebuie să ne folosim de ei și societățile comerciale pot să angajeze și să, bineînțeles, să fructifice rodul muncilor, dar, bineînțeles, să fie societățile respective susținute de stat niște facilități, astfel încât tinerii care vin ori după băncile liceului, ori după băncile facultății, să poată să învețe din experiența profesională. Mulțumim frumos, îi așteptăm. Legea prevenție pentru România este foarte binevenită și trebuie neapărat urgent să fie integrată în strategia națională pentru un trai mai bun, atât pentru copii, dar cât și pentru cei în vârstă. Iar pentru asta avem nevoie și de votul celor din partidele de dreapta sau ar fi binevenit. Însă până atunci revenim la tine, Nadia.